Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preasfințiile voastre, dragi părinți, prea iubiți în Hristos, frați și surori, săviți să fie Domnul! Iată că prin mila și ajutorul lui Dumnezeu am ajuns și în această duminică a șaptea după Rusalii, unde am auzit Evanghelia de la Matei, citindu-se despre vindecarea celor doi orbi și a unui mut demonizat. Venim, iubiți credincioși, la biserică ca înaintea lui Dumnezeu, să cerem milă și ajutor de la El, să-i cerem ca să lumineze și ochii sufletului nostru, ca să vedem care este voia Lui cea sfântă și astfel să pășim pe urmele Lui, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, pășiți pe urmele mele, precum și eu pășesc pe urmele Lui Hristos. De aceea, venind la biserică, aici în biserică, simțim o mângâiere, o mângâiere a Duhului Sfânt, care cercetează fiecare suflet, fiecare inimă și ne face ca să ne simțim aici mai ușurați de povara păcatelor. De aceea, fiecare dintre noi, cum spune și psalmistul, în biserica slavei tale stând în cer, asta ni se pare. Venim în biserică și suntem ca într-un colț de rai, simțind acea bucurie duhovnicească pe care ne-o dă Dumnezeu și prin care ne întărește pentru a putea birui cursele vrăjmașului diavol, ispitele care vin asupra noastră. În Evanghelia de astăzi, după ce Mântuitorul Hristos înviase pe fiica lui Iair, a ieșit din casa lui și mergea într-o altă casă. Această minune s-a răspândit, vestea despre ea, în toată împrejurimea aceea foarte repede. Și iată că pe când mergea Iisus împreună cu ucenicii săi, înconjurat de mulțime de popor, doi orbi au auzit că trece Iisus pe acolo și au început să strige, miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. Acei orbi auzise despre minunea pe care o a făcuse Mântuitorul Hristos, că a dat viață fiicii lui Iair, de ce ei strigau cu toată nădejdea, cu toată credința, crezând că Iisus le va da și lor vindecare, va deschide și ochii lor. De când erau orbi acești doi oameni, nu ne spune Evanghelistul, dar știm că simțul vederii este cel mai important la om, pentru că prin acești ochi omul vede natura înconjurătoare, el se bucură de tot ceea ce este în jurul său, vede ce să facă, ce să lucreze, pe când un om orb este într-un întuneric, nu vede pe unde să meargă, ce să facă, are nevoie de ajutorul cuiva ca să-l conducă, să-l îngrijească. Și iată că acești doi orbi strigau în urma Mântuitorului Hristos, dar Iisus nu s-a oprit, nu i-a luat în seamă atunci ca să nu fie slăvit de oameni, ca nu făcând minunea în fața tuturor oamenilor, tot să-L slăvească de El, arătându-ne și nouă aceasta, că când facem o faptă bună, să o facem în ascuns, nu de fața oamenilor, ca să fim slăviți și lăudați de cei din jur. Deci atunci când a intrat Iisus în casă, au venit acei orbi și au zis iarăși din nou, Iisuse, miluiește-ne pe noi, Iisuse, Fiul lui David. Și atunci Mântuitorul Hristos se zice, ce să vă fac? Fă-ne să vedem. Și iată că Iisus le zice,
după credința voastră fie vouă. Și s-a atins de ochii lor și ochii lor s-au deschis și i-au văzut. Atunci Iisus le-a poruncit cu asprime și le-a zis, vedeți să nu spuneți nimănui ceea ce s-a întâmplat. Oare se putea tăinui o astfel de minune? Oare puteau cei orbi care înainte nu vedeau și acum cu ochii deschiși să iasă de acolo și să nu spună ceva? Nu puteau acest lucru, însă Iisus le-a spus din smerenie aceasta, iarăși fugind de lauda oamenilor. Și acei doi vindecați ieșind de acolo, slăveau pe Dumnezeu și îl mărturiseau în tot ținutul acela, vestind minunea lui Dumnezeu. Și iată că după ce au ieșit acei doi oameni, au adus la Iisus un mut având demon în el. Și Iisus a poruncit demonului să iasă și iată că ieșind mutul a vorbit și toți de acolo, poporul simplu, să veau pe Dumnezeu, iar fariseii ziceau, cu Domnul demonilor izgonește pe demoni. Vedeți, iubiți credincioși, clevetirea, când cauți cu cuvinte murdare să murdărești pe cineva, acești farisei zavistioși, plini de mândrie, ziceau lui Iisus, despre Iisus, că cu Domnul demonul scoate pe demoni. Iisus nu le-a zis nimic, dar acesta este un păcat greu când clevetești pe cineva, când arunci cuvinte murdare asupra cuiva, neștiind adevărul. După aceea, Mântuitorul Hristos, mergând pe tot ținutul acela, mărturisea despre împărăția lui Dumnezeu, tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Iisus Hristos făcea numai bine, pentru că era Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și El căuta în toate să facă numai bine oamenilor, învățându-i despre împărăția lui Dumnezeu și tămăduind toată boala și toată neputința. De aceea mulți credeau în El și urmau pe El. Dar vedeți că cel care este cu inima împietrită și nu vrea să-și deschidă inima pentru Dumnezeu, cum erau și acești farisei care l-au clevetit pe Mântuitorul Hristos, aceia niciodată nu vor ajunge la lumină, ci vor rămâne în întuneric până nu se vor pocăi. De ce, iubiți credincioși, așa cum și noi, până al cunoaște pe Dumnezeu, poate nu umblam la biserică, nu țineam posturile, nu trăiam întru totul după voia lui Dumnezeu și nu păzeam poruncile Lui. Dar când Dumnezeu ne-a luminat prin Harul Său cel Sfânt și am cunoscut care este voia lui Dumnezeu, facem acest lucru. De ce nu judecăm pe ceilalți care nu sunt în biserică ca sau care încă săvârșesc păcate grele și strigătoare la cer, pentru că Dumnezeu vrea și mântuirea lor. Noi ne rugăm pentru toată lumea, ca Dumnezeu să se milostivească spre noi toți, dar vedeți că și diavolul are oamenii lui răi, prin care face mult rău în lumea aceasta, mult rău în țara noastră, mult rău se întâmplă în toată lumea, din cauza celor care săvârșesc voia diavolului, voia celui rău și ascultă de el. De aceea suferă și cei buni din cauza aceasta și cei credincioși, dar să fim cu răbdare. Pentru că ne spune în Sfânta Evanghelie, cine va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Dacă câțiva ani în urmă auzeam că în Iugoslavia zbor rachete cu Hristos a înviat scrise pe ele în biserici mari, în soboare, vedem că astăzi am ajuns ca și la noi aici la fel să se întâmple. Nu ne-am gândit la aceasta, dar Dumnezeu este judecător pentru toți. De aceea
Nouă creștinilor Dumnezeu ne poruncește, nu vă răzbunați, răzați toată răzbunarea în mâna lui Dumnezeu. Vine judecata pentru toți, de aceea noi să fim cu pace în suflet, să ne rugăm mai mult, să părăsim păcatul și să facem voia lui Dumnezeu, să ne pocăim de rele și de păcatele noastre și Dumnezeu ne va dărui în schimb viața veșnică. Noi pentru aceasta trăim aici pe pământ, ca să ajungem în viața veșnică, să ne pregătim pentru o altă viață. Aici noi nu suntem stătători, toți vom muri ori mai degrabă, ori mai târziu, dar de judecata lui Dumnezeu nu scapă nimeni. Poți să fii și conducător, poți să fii și împărat sau ostaș sau sărac sau bogat, toți vom merge în fața judecății lui Dumnezeu. De aceea să ne pregătim să avem răspuns bun în fața dreptei judecății a lui Dumnezeu, iar noi rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze ochii noștri sufletești ca să facem voia Lui și astfel cum suntem aici, Dumnezeu să ne ajute ca tot așa să putem ajunge și acolo în ceruri sus, în veci. Amin. Iubiți credincioși, un anunț, duminica viitoare va fi adunarea mare, unde vă așteptăm pe toți la Cuvântul lui Dumnezeu.